Am o teorie că în momentul în care cineva acordă o atenție deosebită oricărui lucru, chiar și unui fir de iarbă, devine o lume misterioasă, minunată, nedescris de magnifică în sine. Am încercat acest experiment de 1000 de ori și nu am fost niciodată dezamăgit. Cu cât mă uit mai mult la un lucru, cu atât văd mai mult în el. Cu cât văd mai mult în el, cu atât vreau să văd mai mult. E ca și cum ai curăța o ceapă. Întotdeauna există un alt strat și altul și altul. Și fiecare strat este mai frumos decât ultimul. E, așa privesc eu lumea. Eu nu o văd ca pe o colecție de obiecte, ci ca pe un organism vast, misterios. Văd frumusețea în cele mai mărunte lucruri și găsesc minunea în cele mai obișnuite evenimente. Caut mereu sensul ascuns, mesajul secret. Încerc mereu să înțeleg misterul vieții. Știu că nu voi înțelege niciodată totul, dar asta nu mă oprește să încerc. Și sunt mulțumit să trăiesc în mister, să fiu înconjurat de necunoscut. Sunt mulțumit să fiu un căutător, un pelerin, un călător pe drumul spre nicăieri. Henry Miller.